Zeci de tomberoane de selectare a gunoiului menajer au fost instalate în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, în Parcul Catedralei și cel din Valea Morilor. Astfel, sticla, hârtia și obiectele din plastic nu vor mai fi aruncate alături de celelalte deșeuri într-un singur coș de gunoi, ci vor ajunge în containere separate. Noile tomberoane amplasate în capitală aduc un aspect european parcurilor. De această dată, autoritățile au optat pentru ca acestea să fie mai încăpătoare. Noul model are colectoare pentru mucuri de țigară, fiind evitată incendierea gunoiului. Noi tomberoane de selectare a gunoiului menajer au fost amplasate aici, în parcul grădinii Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. Astfel, locuitorii capitalei vor putea selecta deșeurile după hârtie, plastic și sticlă. Oamenii sunt mulțumiți de noile tomberoane și spun că astfel va fi păstrată curățenia în capitală. Este o inițiativă foarte bună, fiindcă de obicei oamenii cam au obișnuința să arunce pe jos, iar în cazul ăsta cred cumva o să-i motiveze să arunce cel puțin la coșul dat. Mi se pare super, fiindcă în țările europene de mult sunt așa coșuri și trebuia și la noi. E o idee foarte bună. Cred că cu aceasta se va păstra și curățenia. Trebuie din tâi educația cetățenilor, că să cetățenii nu cred că aruncă unde trebuie, plastică cu plastică sau hârtie cu hârtie. Chestii de astea trebuie amplasate doar în un parc, dar și prin oraș, prin toate zonele unde așa de odihnă și de plimbare, ca să aibă unde. Foarte bine idei. Foarte bine. Mulțumim celor care s-au străduit. Și succes mai departe, fiindcă orașul e mare și sunt mai multe sectoare care tot au nevoie de așa coșuri, de oameni mai disciplinați care să se folosească aceste coșuri. Procesul de instalare a containerelor pentru colectarea separată a deșeurilor în locurile publice continuă. Astfel urmează să fie instaurate mai multe tomberoane în toate parcurile capitalei și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Responsabilii de la Direcția Locativ Comunală solicită locuitorilor să evite lipirea anunțurilor neautorizate și vandalizarea acestora. Este vorba de un proiect inițiat primăria municipiului Chișinău, parteneriat cu Inspectoratul Ecologic din Stat, cu un grant din Fondul Ecologic Local, prin care s-au procurat 100 de containere de acest tip, iar până la moment au fost instalate 5 la Valea Morilor și 10 în parcul Grădina Public Ștefan cel Mare și Coarul Catedrale. Precizăm că scopul proiectului este de a informa cetățenii despre colectarea separată a deșeurilor, iar acțiunea face parte din proiectul Coșuri de Gunoi pentru o capitală salubră, inițiat de Primăria Municipiului Chișinău, în parteneriat cu Inspectoratul Ecologic de Stat.